FC Botoșani a avut un start ratat de sezon în care a reușit să adune doar două puncte din patru etape disputate. A dus cu surle și trâmbiță în vara acestui an înapoi pe municipal cu multă încredere din partea finanțatorului Valeriu Iftime și promițând un fotbal șampanie, Marius Croitoru nu a făcut decât să aducă dezamăgire. Jocul lamentabil prestat în trei dintre cele patru meciuri a dus la o reală revoltă a suporterilor împotriva sa. În consecința acestor evenimente, păstrându-și obiectivitatea și verticalitatea care îl caracterizează Valeriu Iftime, a reacționat prompt. Există frica neliniștea care ne macină pe toți având în vedere situația din prezent. Este important și pentru Marius ceea ce va urma și luni, apoi și cu Galațiul. Dacă nu câștigăm cu Dinamo, cu oțelul, va fi greu pentru el să continue. Nu din cauza mea, am semnat un angajament pe 2 ani, dar pentru el, pentru spectatori. Putem spune că sunt două etape decisive. Dimineață discutam cu partenerii mei de afaceri că nu prea mai ține ambiția dusă până la trufie de a investi peste 2 milioane de euro anual ca să menții o echipă de fotbal în Liga I, mai ales la Botoșani, iar când ai rezultate proaste, simți că se neacă toate corăbile, a declarat finanțatorul Valeriu Iftime. Ultima victorie bifată de către Marius Croitoru în calitate de antrenor a avut loc în luna octombrie a anului trecut. De atunci, omul din staful lui Mihai Ciobanu nu a mai bătut pe nimeni, iar Fece Argeș, echipă la cărei timone se afla în momentul acelui rezultat de trei puncte, a retrogradat lamentabil la finalul sezonului anterior. De la revenirea la Botoșani, moldovenii au reușit două egaluri și au consemnat două înfrângeri.